Bună ziua! Bine ne-am regăsit la Biblioteca Județeană G.T. Kirileanu Neamț într-un moment de vară, așa cum este și atmosfera, expoziție Constantin Filimon din colecția Elena și Vasile Pleșca. Acești doi colecționari, care sunt alături de bibliotecă de multă vreme și care acceptă ca să arate publicului ceea ce au adunat de-a lungul vieții și nu este, și numeric cel puțin, nu este puțin. Avem un Constantin Filimon destul de tematic, aș putea spune eu. Tema este destul de strânsă. Excepții poate sunt acest Pișta, o lucrare de mare forță, pe care l-am pus și pe afiș, niște nuduri roșii, nuduri roșii cu care am fost contemporan, printre ultimile expoziții pe care le-a făcut Constantin Filimon, dacă nu chiar ultima, nu mi-am amintesc eu foarte bine, a fost expoziția Nudul Roșu, din care văd aici două exemplare, plus crocodilul, crocodilul acela cu, mă rog, niște teme cam, sau mă rog, niște contururi cam aspre, aș putea spune eu. Din câte amintesc, n-a fost expus. A fost făcut în mai multe variante, dar n-a fost expus în acel nud roșu. Nu mi-am amintesc nici eu foarte bine, dar în sfârșit, celelalte lucrări, mai puțin, iată, fresca socială, o cârciumă, ceva, un saxofonist. Celelalte lucrări sunt peisaje, niște peisaje tipice și nu prea pentru Constantin Filimon, în sensul că de cele mai multe ori peisajele lui Constantin Filimon au perspectivă. Iată acolo o baltă, o chioarcă, cum îi zicea el. Acestea sunt niște prim-planuri, aș putea spune eu. În cazul Constantin Filimon, aș putea spune eu, poate exagerăm puțin, avem de-a face cu o dovadă a dimensiunii, prin faptul că el era apreciat atât de oameni importanți, mari, cu ghilimele de rigoare, dar de pildă Zambaccian. Jacques Zambaccian, eu am transcris scrisoarea care circulă astăzi, nu există text despre Constantin Filimon în care să nu se menționeze scrisoarea asta a lui Jacques Zambaccian. Povestea costă că Filimon, pe când era la Muzeul de Artă Republicii Socialiste România, și sâmbăta, sau sâmbăta după amiaza, duminica, mergea la pescuit și se întorcea cu lucrări, cu schițe, cu aquarele făcute în plen aer când era la pescuit. Era vizitat de acest Jacques Zambaccian și spunea: maestre, pe această lucrare pot să vă ofer 3.000 de lei, de exemplu. O sumă foarte mare. 3.000 poate nu era suma exactă, așa mi-am amintesc eu, putea să fie și mai puțin, dar îi oferea o sumă foarte mare pentru o lucrare făcută la pescuit. E bine, Valentin Ciucă s-a înțeles foarte bine cu Constantin Filimon. În afară de oamenii ăștia pe care să-i catalogăm așa ca fiind mari, Constantin Filimon a avut oameni extrem de simpli, care l-au înțeles și au pășit pe descifrarea artei prin apropierea de el. Eu aș putea să mă includ în această categorie a oamenilor simpli. Cred că și domnul Vasile Pleșca nu are pretenția să fie mai mare decât Valentin Ciucă, dar este o dovadă că Filimon, Constantin Filimon, avea un talent apreciat atât de oamenii cu multă carte, cu multă preocupare în domeniul artei, dar și de oameni foarte simpli. După părerea mea, asta este o dovadă a dimensiunii. Alături de noi, așa cum s-a întâmplat și la anterioarele vernișaje, este părintele poet Dorin Ploscaru, pe care îl rog să ducă mai departe discuția. Mă bucur să ne regăsim și să ne revedem la o întâlnire cu lumina și culoarea semnată Constantin Filimon, o figură emblematică a plasticii nemțene și românești, un om pe care l-am cunoscut și l-am admirat și ne-am prețuit reciproc, așa, în limitele, sigur, noi nonconformiști eram și unul și altul, nu țineam la etichete prea mult și de aceea probabil acest feeling reciproc. Constantin Filimon era un copil la suflet, o frumusețe de om lăuntric, purta o platoșă, avea un scut. Acea platoșă a așa zisei bufonerii, așa zisei stări de spirit pe care, dacă reușeai să o dai deoparte, îl vedeai în toată splendoarea lui. Dincolo de tristețele, de supărările, de mâhnirile, umilințele la care a fost supus de-a lungul vieții, Constantin Filimon a reușit să depășească toate aceste provocări, toate aceste stări și să se refugieze în culoare, în artă. De aceea foarte multe din lucrările sale sunt strigăte, sunt țipete, sunt acele atitudini vulcanice ale ființei sale, care irump fie în liniștea și odihna peisajelor de o rarisimă bucurie și poezie și muzică, fie în formele acestea de nud, care și ele reprezintă frumusețea primordială a omului. Probabil că este nepotrivit ca un preot să vorbească despre nud. Ei bine, vă spun că nu este deloc nepotrivit, pentru că în economia artei, nudul are rolul acesta de supapă între estetic și etic, între frumusețea pe care Dumnezeu a zidit-o și ochiul care trebuie să se bucure de această frumusețe, a nu se confunda frumusețea cu sexualitatea. Deci dacă rămânem la nivelul acesta estetic și la nivelul, de tip calocagatei, de tip frumusețea va salva lumea, vezi Dostoevski, atunci înțelegem foarte bine mesajul acesta. Sigur că Constantin Filimon se mișcă în lumea aceasta a nudului în diferite feluri și în diferite forme și în diferite stări. Fiecare dintre dumneavoastră veți vedea în cântăreața de acolo care ține microfonul un jazz sau un saxofon care cântă la miez de noapte, își cântă tristețile și durerile și mâhnirile. Este ca un fel de rugăciune, dacă vreți, pentru că în muzică ne regăsim fiecare în individualitatea și persoana proprie. Tatăl lui Constantin Filimon era un mare cântăreț de jazz, cântând la saxofon. L-a cunoscut, îmi spunea Mihai și contemporanii, pe Duke Ellington și era un maestru al bătăilor, nu știu cât, 92 sau pe minut, pe secundă, deci un virtuoz al saxofonului. Ei bine, această muzică a jazzului, a acelei stări, copilul, fiul, Constantin Filimon, a preluat-o de la tatăl său și ne-a transmis-o nouă. Și sigur că eu sunt bucuros că am privilegiul să mă bucur de acest gest de mare calitate, care mi-aduce aminte, sigur, de Johnny Răducanu sau, știu, de mari jazzmeni români și Miles Davis sau John Coltrane, nu? Mari cântăreți și interpreți de jazz. Dincolo de vulcanismul acesta care era tipic persoanei sale, colegii și prietenii lui Constantin Filimon pot depune mărturie că era un om teribil de vulcanic și de aprig, dar pe cât era de temperamental, pe atât era de cald și de prietenos. Deci, dincolo de asta, vedeți dumneavoastră în această expoziție foarte multă muzică, foarte multă poeticitate, foarte multă poezie de o mare, mare rafinament. Constantin Filimon are în pasta cromaticii sale, în fibra ființei sale artistice, poezia. O poezie de mare rafinament, care merge mână în mână cu o muzică pe care ne-o transmite, de la peisaje și perspective pe care dumneavoastră le puteți admira, fie în stânga, fie în dreapta, fie aici, în partea aceasta, toate emană stilul său, felul său de a fi, felul său de a gândi. Mi-aduc aminte că de multe ori mă duceam în atelier și pe loc atunci era acolo totul răvășit, culori, cartoane, vopsele, rame. Și pe loc atunci îmi făcea o ramă și îmi dădea o lucrare și sigur am câteva lucrări, cum se spune, calde, oferite atunci din atelier și sigur până la ieșire vedeam că am rămas cu un fel de var pe mână. Era o ramă, sigur improvizată pe moment, dar voia ca tabloul, lucrarea să fie înrămată. Un personaj de o mare frumusețe sufletească, să știți. Și eu am fost impresionat de viața sa și mâhnit de sfârșitul vieții sale și vreau să vă spun că îl admir și îl prețuiesc pe Constantin Filimon și în semn de prietenie îl am în fiecare duminică, acolo când oficiez la proscomidie, o miridă este pusă întrupomenirea lui robului lui Dumnezeu Constantin Filimon, pictorul. Deci, iată că el face parte din arealul acesta al oamenilor plăcuți lui Dumnezeu. La câți sfinți am spălat eu, Dumnezeu mă iartă de toate păcatele pe care le-am făcut și pe care le voi face, mai puțin crima. Era una din sintagmele sale, pentru că fusese într-adevăr ucenic al lui Traian Brădean și făcuse pictură bisericească, pictase câteva biserici și, sigur, învățați acest meșteșug în urma unui curs făcut la Patriarhia Română, la Institutul Teologic Universitar din București și avea această artă și, cum să spun, mână pentru pictura bisericească, pentru acolo trebuie multă exactitate și stăpânit portretul la perfecție. Ce vreau să spun, într-una din lucrările sale, o frescă foarte frumoasă, Există o scenă care se cheamă Nunta din Cana Galilei. Și acolo, Constantin Filimon, în nonconformismul și stilul său inconfundabil, a pictat o chitară electrică și un acordeonist, dar acolo el a spus că oamenii trebuie să se bucure și de un pic de chitară și de rock și de muzică, pentru că este bucurie, nu? Și la nuntă se cântă și se dansează. Sigur că atunci când s-a făcut recepția picturii, episcopul și părintele de acolo l-au întrebat și au lăsat scena necoafată deloc, deci în frumusețea ei, și ea rezistă și astăzi, ceea ce dă o notă tipică, particulară lui Costică Filimon în maniera aceasta de a fi el și felul său de a gândi și de a simți. Sunt foarte multe autoportrete. Văd acolo portretul tipic pe care ni-l oferea atunci când eram la unele lansări de carte sau vernisaje, stătea cu minte într-un colț și la sfârșit ne oferea la 1, 2, 3, 5 câte un portret. Era un crochiu al său, făcut foarte maiastru și foarte atent, și în colț se semna cu acest autoportret. Păstrez cu emoție și astăzi foarte multe din aceste crochiuri și, sigur, bună parte din ele le-am înrămat și sunt acolo la loc de cinste. Despre peisajele sale, despre naturile statice, se poate glosa mult. Sigur că timpul nu ne permite acum să facem așa o hermeneutică aplicată pe lucrările sale. Elementul definitoriu al lui Constantin Filimon sunt siluetele acestea verticale, care ne aduc aminte de Andrzej Wajda și de Pădurea de Mesteceni, de exemplu. Și, sigur, peisajele orizontale care au perspectiva, așa cum spunea și Mihai Balint, câteva din ele sunt aici expuse, majoritatea sunt aceste siluete verticale care seamănă cu niște gratii, seamănă cu niște, dar cu o culoare care te înfiorează la momentul când te transpui în locul acela și în culoarea și în poezia culorii de acolo. Emblematică este lucrarea de aici, din partea dreaptă, cu acele compoziții, fizionomii dintr-o cârciumă, în care vedem saxofonul la mijloc și personajele, cred că știu și cârciuma unde își se întâlneau cu colegii, cu prietenii, cu băieții acolo, și a nemurit această întâlnire nu numai în lucrarea asta, mai este o altă lucrare cu Praznicul, în care la fel sunt fizionomii și tipologii, ca la Albrecht Dürer, așa, și gen Francesco de Goya, ceea ce ne arată o foarte atentă cunoaștere a plasticii universale la Constantin Filimon. A vorbit Mihai despre Pișta, avem peisajele de care am amintit. Sigur, vă las pe dumneavoastră să vă bucurați în tihnă și în liniște de toată lumina și culoarea pe care Constantin Filimon ne-o oferă astăzi și ne-o dăruiește cu generozitate, ca de fiecare dată. Tușele pe care el ni le propune în toată această expoziție sunt, așa cum am spus la început, respirații și inspirații ale poeziei și muzicii, picturii sale. nervozitatea și vulcanismul din ulele lucrări ne arată personalitatea sa plină de întrebări și de dileme și de revoltă, nu? Pentru că cei care l-ați cunoscut, probabil l-ați văzut în Constantin Filimon, un om care avea puterea să spună adevărul, un om care nu se cantona în formule și etichete, în blazări de acestea de compromis ieftin, și de aceea nu era deloc confortabil și nu era deloc pe măsura celor care așteptau să fie cu capul plecat și cu obediențele adecvate. Constantin Filimon, și atunci când a fost dat jos din autobuz în tabăra unde trebuiau să ajungă, la tabăra aceea de creație, a avut demnitatea lui și a avut acea, cu toate că sufletul său lăcrima. Nu? Acel lucru nu poate fi uitat, cu toate că probabil a fost iertat, a fost, mă rog, dar gestul a rămas, să știți, cicatricea a rămas. Și noi, cei care am fost martori acelui eveniment neplăcut, ne-am întristat atunci și sigur ne aducem aminte cu regret, cu părere de rău de lucrul acela. Era un om care avea grijă de toți. Mitică Bezemă îmi spunea la un moment dat că au fost la niște tabere prin Ardeal. El era cel care se îngrijea de hrană, cel care se îngrijea de să nu le lipsească nimeni, nimic la colegii care îl însoțeau. Și asta dovedește și arată faptul că altruismul sufletului și căldura, prietenia pe care o arăta. Le mulțumim prietenilor noștri, domnului Vasile și doamnei Elena Pleșca, pentru bunăvoința și amabilitatea cu care ne-a oferit aceste lucrări. Mulțumim domnișoarei Violeta Moșu de la Biblioteca Județeană G.T. Kirileanu și domnului Mihai Balint și tuturor celor care ne-au invitat astăzi aici pentru frumoasa organizare și pentru profesionalismul acestei expoziții. Vă dorim vizionare plăcută și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, Părinte Dorin Ploscaru. Aș vrea să fac niște completări, dacă mi îngăduiți, și anume a vorbit Părintele despre muzicalitate. Să vedeți până unde merge muzicalitatea din aceste tablouri. Adică nu numai dacă vedem un saxofon, un chitarist, niște note muzicale, e vorba de muzicalitate. Am câteva fotografii foarte bine făcute, cred, din punct de vedere tehnic, nu din alt motiv, cu Constantin Filimon lângă un diptic. Este un diptic de dimensiuni mari pe care îl comandase Victor Kirileanu. Și era, cred, undeva 1,20 m pe 1,20 m, parcă fiecare dintre cele două tablouri. E bine, Victor Kirileanu i-a spus: Costică, fă-mi pădurea de mesteceni. Iar Costică Filimon a făcut niște linii, așa cum sunt în majoritatea peisajelor cu pădure, dar linii pur și simplu, paralele și intersectate. Și a spus așa: este Johann Sebastian Bach. Deci pentru Constantin Filimon, liniile astea de multe ori trimite exact la muzică. La orgă, la muzică. După aceea, să spunem că era un pictor bisericesc. Era pictor bisericesc cu patalama, în sensul că, vă dau o pildă, Mihai Chiuaru avea autorizație de la Patriarhie să picteze, dar cei care pictau cu el, de multe ori, nu aveau această autorizație. Constantin Filimon a urmat cursuri de pictură bisericească la Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române și avea această autorizație, astfel că a pictat multă vreme, cât l-au ținut puterile. Eu, din păcate, am reușit să ajung la una, doar una dintre bisericile pictate de el, și anume la Verșești. Și nici acolo n-am reușit să intru, pentru că așa e moda ortodoxă, biserica se încuie, preotul merge la treaba lui, iată, vine la versinare, glumesc, și am rămas în fața ușii. Deasupra ușii era imaginea, icoana hramului, și anume Adormimea Marcii Domnului. Vreau să spun că era o frescă tipică, tipic bizantină, aș putea spune, dar de forță, un nonconformist, conformism, nu știu, se întrevedea, dar relativ cu minte, nu sărea calul. E bine, m-a impresionat foarte mult. În partea de jos, dreapta jos, Maica Domnului, care se înălța la cer, era plânsă. Era plânsă de un copil, parcă, de nu știu ce. Îi sărea cămeșa în spate, cum se zice. Ei bine, era portretul lui Constantin Filimon. Filimon s-a pictat plângându-o pe Maica Domnului. Aș vrea să, ne-am și propus cu Pietru Bamanu să ajungem la biserica aceea, să o vedem și la interior, eventual să facem niște fotografii. Cred că sunt de văzut și alte biserici, a pictat prin Ardeal, într-adevăr, cu Traian Brădean. Eu mi-am propus să-mi notez, n-am apucat, așa cum nici Ioan Clopoțel n-a apucat să facă filmul vieții lui, Constantin Filimon. Părintele Ploscaru a subliniat cu grație, ca să spun așa, ceea ce îl caracteriza și îl caracterizează în continuare pe Filimon în arta sa. Este vorba de generozitate, de poezia și de supleția lucrărilor pe care astăzi le vedem mai luminoase decât atunci când erau executate. Sigur, am avut, ca și alți colegi ai mei, prilejul să îl cunosc bine, să stăm mult împreună, să discutăm. Era profund și în gândire, era sclipitor, a fost un bărbat deștept și talentat. Și Dumnezeu să-l odihnească. Sunt lucrări de care pot spune că sunt și eu atașat, așa, sufletește, pentru că au fost realizate într-un timp scurt alături de noi, în apropierea noastră. El nu avea multe ascunzișuri. De altfel, ceea ce sublinea și părintele, s-a exprimat direct, frust, fără ocolișuri. Atunci când alții, să spunem, făceau un soi de dizidență, el chiar era un dizident prin atitudinea lui și prin manifestările lui zilnice. De altfel, dacă observați câteva lucrări, sublinează acest lucru. Acele au un substrat, ca și portretele, îi plăcea să portretizeze oamenii simpli. Trebuie remarcat un lucru. Tehnica lui, în mare sau în mic, se apropie foarte mult de ceea ce se întâmpla în străinătate în acele vremuri, în expoziții de mare anvergură. Noi nu aveam posibilitatea să trecem atunci granița decât fiind prinși pe la sârbi, să spunem, cu la modul cel mai ieftin, ca să zicem așa. Însă ne informam, mai făceam rost de reviste, apăreau și la noi știri despre artiști care plecaseră în străinătate și cu care Corsica chiar rezona. Vreau să vă spun și cred că trebuie să rămână acest gând pentru totdeauna. El a fost un gestualist, un artist care se exprima dintr-o dată. Acoperea cu mare forță ideea lucrările lui, ideea pe care și-o propunea. A fost îndrăgit, pentru că și el îi îndrăgea pe oamenii simpli, subliniez lucrul acesta. Oameni cu posibilități modeste îi achiziționau lucrările. Probabil și oameni care aveau atunci posibilități, să spunem, deosebite. Vreau să spun, mă refer la posibilitățile acestea financiare. tablourile lui le executa cu minimum de mijloace. De multe ori mă chema și îmi spunea: Mitică, tu ești mângător de alb, vină să-ți dau 4 tuburi de alb. Zic: dar tu cu ce mai pictezi? Păi am suprafața pânzii, spunea el. Lasă-mă că știu ce să fac. Era generos și, subliniez încă o dată, un bărbat deștept. Printre puținii care l-am văzut în ultimele lui clipe, să spunem, de ale existenței lui pământești, așa, am fost eu și Petru, care știe foarte bine, nu prea mai puteam comunica cu el. Știți că a suferit în ultima perioadă a vieții, dar a ars, așa cum vedem aici, exact cum trebuie să ardă un artist mare. Eu mă înclin și mulțumesc și eu din inimă celor familiei Pleșca și părintelui, pentru că l-au, și domnului Balint, bibliotecii, pentru că îl omagiază de fiecare dată, așa cum merită Costică Filimon. Și îl faceți altfel alături, îl aduceți alături de noi. Eu vă mulțumesc și mă înclin. Mulțumim, Dumitru Bezean. Îl aveam aici și pe un soi de moștenitor de-a lui Constantin Filimon, nepotul, cum îi zicea, nepoate, Pietru Bamanu, care nu vrea să vorbească după câte mi-a spus. Dar să spun că știe toată lumea, Constantin Filimon a muncit foarte mult, a pictat foarte mult, enorm. La un moment dat, un dealer de-a lui, ca să spun așa, și anume cunoscutul Fernet, s-a apucat să povestească, să numere cam câte lucrări se făceau pe zi, câte zile are anul și așa mai departe. Ei bine, din această muncă pe care o făcea el zilnic, rezulta și o modalitate de a executa foarte rapid lucrările. Dumitru Bezean a zis gestualist. Este drept, îi plăcea să se vadă când lucrează. Și avea o vorbă, zicea: meseria vreme cere, nu se învață la vedere, în sensul că nu se temea că va veni cineva lângă el, îl va privi și îi va fura meseria. El mai zicea: mi-a trebuit o viață de om ca să pot face asta. Aici, de obicei, lucrurile sunt încărcate, dar putea să facă o lucrare și din câteva linii. Și, într-adevăr, cum zicea părintele, oferea lucrarea cu ramă, pentru că zicea prostului să nu-i arăți lucru neterminat. În sensul că e o diferență între lucrarea neînrămată, îți trebuie puțină imaginație, trebuie să ai oarece experiență, că altminteri crezi că este un lucru fără valoare, și o lucrare înrămată. Așadar, în final, aș vrea să dau cuvântul reprezentantei colecționarilor, și anume doamna psiholog Elena Pleșca. Vă rog. Mă bucur că atât părintele cât și moderatorul au scos în evidență cele două caracteristici pe care eu le-am avut în vedere când am ales aceste tablouri din multitudinea tablourilor pe care noi le posedăm. Și anume, cu bună știință, eu m-am gândit să grupez, pe de o parte, pădurile, peisajele, care, cel puțin mie, mi-au dat întotdeauna impresia că cu cât ești mai departe de ele, spațial, dar și temporar, cu atât le înțelegi mai bine. Și m-am tot gândit cum ar fi fost construită mintea lui Costică Filimon, deși eu îl cunoșteam foarte, foarte bine, încât din apropierea specifică lucrului la un tablou de un penel să poată să dea senzația de profunzime, în așa fel încât, aflându-te la foarte mare distanță, să vezi mult mai multe amănunte decât dacă ești foarte aproape. Unele tablouri, chiar și din cele care le am acasă, dacă le privești de foarte aproape, aproape că nu reprezintă nimic. Dar când faci câțiva pași în spate și le privești, scot în evidență lucruri extraordinar de frumoase și impresionante, Nu poți fi pasiv când privești un tablou de-al lui, te solicită foarte mult, mai ales în tablourile în care din două culori reușește să facă peisaje extrem de frumoase. Cine ar fi crezut vreodată că un galben alături de negru ar putea să scoată în evidență un așa tablou interesant? Sau albastru cu negru și puțin alb, care de fapt nici nu-i culoare, să portretizeze atât de bine un chip. Și apoi cealaltă latură pe care am urmărit-o a fost aceea a simbolisticii feminității. Vedem în fiecare tablou care reprezintă femeia, femeia cu ceea ce a fost lăsată pe pământ să procreeze. Și în același timp, dragostea, muzicalitatea dragostei din aflată în chipul feminin. Și sunt foarte bucuroasă că și părintele a sesizat aceste aspecte și vă invit și pe dumneavoastră să le interpretați în modalitatea în care eu am încercat să vă sugerez. Poate că singurul tablou ferm și fără echivoc este cel cu oală, cu oale, cu vaze, care parcă nici nu i-ar aparține, atât este de cuminte construit, parcă nu i-ar aparține lui Costică Filimon, dar asta scoate în evidență culoarea, modul în care folosește el culoarea. Și nouă ne-a plăcut foarte mult în familie și am încercat să achiziționăm cât mai multe din acea perioadă. Acest tablou este, din punctul meu de vedere, pe lângă altele pe care le avem, un tablou psihologic. Psihologii știu că noi lucrăm cu figuri și este impresionant cum, într-o suprafață atât de mică, el a reușit să surprindă multitudini de expresii faciale. Și am putea descoperi caracteristicile celui care îl privește, indicându-ne doar o persoană, un chip din această multitudine. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați venit astăzi aici și vă promitem în viitor, dacă o să găsim spațiu și o să găsim audiență, o expoziție cu acuarela lui Costică Filimon, care și din acestea avem extraordinar de multe și foarte, foarte frumoase. Vă mulțumesc!